atacul acesta de legat de fața dumneavoastră, adică e un atac direct, un atac la persoană, un atac care nu are legătură cu capacitatea dumneavoastră profesională, unde na, fiecare poate să își exprime o părere, că nu trebuie să fim toți de acord. Unii poate vă considera antrenor, alții poate nu vă considera antrenor, dar deși faptul că aveți licență pro atestă că sunteți antrenor, acest atac al dumneavoastră, a zis că poate se referea la faptul că aveți o față de bețiv și a zis dumneavoastră că în comparație cu Meme Stoica... Timp mai avem. Avem timp. Bun. Haideți să lăsăm pe asta la sfârșit. Și atunci să intrăm în problemele de ceea ce țin de fotbal strict, 100%. Implicarea lui Meme Stoica ca manager. Eu cred că cuvântul manager e greu. Și îți dă și o responsabilitate foarte mare. Un manager bun, în primul și în primul rând, este foarte atent la echipă. Foarte atent la echipă, mă refer în sensul antrenamente, pregătiri de antrenamente, concepția antrenamentelor, starea jucătorilor și multe, și multe care țin de echipă. Coordonarea cu antrenorii, dar în același timp trebuie să gândească și să țină sub observație ceea ce trebuie să vină și să urce spre echipa mare. Adică, în special, ultima grupă de juniori. Categoria elită, presupun. Categoria elită. Și acum vreau să intru să vorbesc și ce am făcut eu în anii cât am condus centrul de copii și juniori și antrenor la echipa a doua, ce poate să facă Hagi și pentru prima echipă și pentru centru, pentru academie și cam ce face MMU la ora actuală. Păi în momentul în care am început să mă ocup de acest centru de copii și juniori, în primul și în primul rând am făcut o curățenie generală. Aveam grupe de câte 50 de copii ca număr. Bun. Trec în peste asta. Mi-am făcut o echipă foarte bună în care pot să vă spun Gheorghe Gigel, Uzunea, care este antrenor cu licență, Ionescu, Tomiță. Am avut nevoie și de experiență. De oameni care au trecut și au jucat la cel mai înalt nivel. Bumbescu, Iovan, Dumitriu, Țădmăreanu. Și în care toți am pus bazele de a dezvolta un centru eficient. Pe lângă că ne-a interesat foarte mult selecția. Urmăream, trimiteam antrenorii la toate jocurile, mai ales cele de nivel în campionate, meciurile echipelor naționale de juniori. Pentru că mă interesa să descoper și aveam puterea să cumpărăm orice jucător sau să-l aducem la Steaua. Mă interesa, de asta s-a întâmplat și cu Vătăjelu, cu Filip, cu Onicaș, cu Toșca. La un moment dat, grupele au început să dezvolte, da? Să practice un fotbal bun, jucătorii să prindă, în toate cunoștințele, să devină niște jucători foarte buni și mi-a trebuit să fac echipă de Liga 3, pentru că trebuia să le dau o competiție mai puternică, cea de juniori. Am format echipă de Liga 3. Ne-am bătut la promovare.
în prima jumătate, în pauza anului în care ne-am bătut la promovare, în perioada de pauză, între tur și retur, aveam un loc bun, locul întâi, și aveam și o diferență nu mare, de vreo 10-12 puncte de locul 2. Eu trebuia să vin cu ceva nou la echipă, pentru că echipa era în ascensiune. Jucătorii deja începeau să se exprime altfel, în sensul bun al cuvântului fotbalistic. Și atunci, pe mine mă interesa ca această echipă să o promovez, dar să și rămân la anul în divizia B. Și mi-am făcut un plan. Am zis, domnule, dacă mi-a răspuns foarte bine turul, mi trebuie să-mi răspundă bine și returul și să am echipă bună în divizia B. Nu știu dacă am fost primul sau între primii în care am plecat cu echipa în cantonament, ceea ce la Steaua, cuvântul cantonament la centru de copii și junior nu există. Acum, în pregătire în Turcia. Jucând în Turcia, am apelat la cunoștințele mele și le-am spus că vin în Turcia să-mi facă un program de jocuri puternice. Am zis, nu știu. Bineînțeles, m-am dus la Vali, la Argăseală și vezi că vreau să plec în perioada asta în Turcia. Băi, ești nebun, pleci cu copiii în Turcia, unde s-a mai pomenit? Băi, Vali, uite despre ce este vorba. Ești conștient, ai venit la meciuri. Trebuie să facem ceva în plus. Am plecat în Turcia. Bine, am plecat și din divizia mea al doilea. Da. Bun, și spuneți că acum, Memes Stoica, spre deosebire de momentul în care dumneavoastră v-ați implicat pentru promovarea și pentru, cum să zic, ajutarea unor tineri fotbaliști să facă pasul următor, el acum ca manager nu face acest lucru. Uitați-vă la Hagi, că de asta vreau să aduc în discuție. Cred că ne uităm cam strâmb, sau se uită cam strâmb. Ceea ce am văzut și aseară. Borza, Mazilu. Credeți că acești jucători, dacă nu le acorzi o atenție, la 15-16 ani, ajung? Meme Stoica pare destul de ancorat în realitate, sau cel puțin... Dacă vă povestește vouă în presă și așa mai departe, da, e ancorat. Da, el care e legătura lui, practic, cu grupa asta de elită? Păi grupa asta de elită, pe lângă că îi face, nu știu dacă îi face în totalitate, în primii 11, dar îi dă anumite indicații cine să joace, adică, nu face. Adică, stai să văd dacă am înțeles eu bine, Meme Stoica la grupa de elită un pic așa e cum e și Gigi Becali la prima echipă, adică dictează un pic mersul, cine joacă primul 11, se implică, mă refer la efectiv la alcătuirea formulei de start. Am zis, ceea ce face el în bază la Berceni, da? Că nu face bine, e total, dar ce spune el, aia se face. Am o întrebare. Sunt unele lucruri sunt chiar acuzații destul de grave și normal. E cumva cuvântul dumneavoastră contra cuvântului lui. Ați vorbit vreodată cu Gigi Becali? No. Sau i-ați transmis prin cineva? Prin te, că aveați posibilitatea. Prin te a spunte, domne, uite ce se întâmplă la echipă? Nu. Nu. Dar nu vă gândiți că poate cumva dumneavoastră n-ați vrut să trădați sau n-ați vrut să, spunem așa, să fiți un sifon, cum spunea Meme Stoica, dar v-ați gândit că poate faceți mai mult rău dacă Gigi Becali nu află aceste lucruri care se întâmplă? Se întâmplă poate ca pe vremea lui Pițurcă. Îmi pierd ideea și n-aș vrea să... O să vorbim și... Nu sunt genul ăsta de om. Nu sunt genul ăsta de om. Pentru că... Hai să mai spun un lucru. E singurul care vorbește cu Gigi, da? Se întâmplă de foarte multe ori
să aibă o discuție cu Gigi. Că suntem la masă, că sunt la masă. O parte din antrenori sau antrenori sau într-un grup. Îi atenționează, vorbesc cu Gigi. Eu am înțeles mesajul. Mm-hmm. Am înțeles. Eu am înțeles mesajul. Bun, să revenim cu implicarea lumea mea. Deci când v-am spus că noțiunea de cantonament nu există, ai o grupă bună. O parte din jucători, m-am dus și la Botoșani. Ciobanu, Pruteanu, Gogescu, Stankovici, Vlășceanu. E un grup foarte bun. E un grup foarte bun de jucători. Dacă tot ai puterea, ai și norocul să prinzi o asemenea grupă. Chiar cunoștințele tale de manager sau, cum să vă spun eu, se dă un bun cunoscător. Se implică. El se implică în viața clubului. Mă, totuși ar trebui să fie ceva pe-n creier, să spună, mâine avem o grupă foarte bună, mai să facem ceva pentru ei. Hai să facem ceva pentru ei. Ce înseamnă să faci ceva pentru ei? Asta vreau să mă întreb. Ce să fac? Păi în momentul în care la Dumnezeu o grupă bună, copii talentați, le oferi în perioada de vacanță un stagiu de pregătire. Le oferi în acest stagiu de pregătire, le oferi meciuri puternice. Că-i divizia C, că-i divizia B. Bă, te lupi și le iei. Cine nu vrea să joace cu Steaua? Primul rând joacă cu Steaua. Dacă acești copii... FCSB. Da. Asta-i Steaua. Dacă acești copii, mie unul, mi-a lăsat o impresie în urma rezultatului care l-am avut în meciul de cupă cu Botoșani, că au șanse mari să ajungă în prima ligă. Doar că trebuie să lucrez cu ei. Nu există, bă, s-a lăudat, sau în planurile care și le-a expus la începutul campionatului, că o să copieze genul lui Olăroiu. Și o să aducă antrenor specializat, jucător, fost jucător bun, pe fiecare compartiment. Cine lucrează cu fundașii, cine lucrează cu mijlocașii, cine lucrează cu atacanții. La mijloc, nu știu dacă îi trebuia, pentru că Pinti știe despre ce este vorba la mijlocul terenului. Și Filip. Și pe fază ofensivă și pe orice. A adus un antrenor de profil pentru partea defensivă, pentru fundaș? Nu. Din ce știm noi, nu există cineva. A adus un jucător de profil pentru atacanți? Bun. Într-o colaborare cu ceea ce visa el să facă sau ceva de genul ăsta, să vă spună că ce planuri are și așa mai departe, putea să coboare și să facă în așa fel încât în ciclurile săptămânale cu acești copii, dacă nu lucrezi în plus și îi lași doar în ciclu săptămânal fără a aduce ceva în plus, greu. Se crește greu. Copilul trebuie să lucrezi. Să-i aduce antrenamente individuale. Să faci cicluri de antrenament. Dacă tot ți-a dat Dumnezeu așa grupă bună, valorific-o. Muncește cu ea. Implică-te. Dar credeți că la Hagi? Păi Hagi controlează de la prima grupă